Deși regulamentul local de acordare a tichetelor sociale pentru anul 2016 este mai permisiv, pentru prima tranșă s-au înscris aproape 2200 de persoane, față de media anului trecut de 3200. Pentru tichetele sociale din programul local, depunerea actelor doveditoare s-a încheiat vinerea trecută, iar de luni s-a demarat distribuirea lor. Totuși, termenul limită va fi prelungit. Am început de ieri distribuirea tichetelor sociale. Până în momentul de față avem un număr de circa 2200 de persoane beneficiare ale acestei categorii de ajutor social. Începând din acest an, valoarea unei tichete este de 50 de lei. Sigur că având în vedere timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, încă dacă mai sunt persoane care doresc să primească acest tip de sprijin social, au posibilitatea să adreseze în această săptămână Direcției de Asistență Socială în vederea completării dosarului și pentru a se încadra spre primirea acestor tichete sociale. Autoritățile spun că s-au grăbit cu termenul limită pentru a prinde și beneficiarii de rit catolic ce sărbătoresc la finele acestei săptămâni Paștele. Într-adevăr, credem că unul dintre motive ar fi chiar timpul scurt care a trecut de la aprobarea regulamentului până la termenul de înmânare a acestor tichete. Am optat pentru această variantă mai scurtă de atribuire ca să prindem și perioada sărbătorilor pascale pentru credincioșii romano-catolici. Dar, așa cum vă spuneam, avem soluții și pentru ceilalți doritori care nu au fost informați sau nu au știut sau abia acum au aflat să rezolvăm și pentru ei în perioada imediat următoare. De acest ajutor, ce se va acorda în patru tranșe, vor beneficia orice familie în care cel puțin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare, persoanele cu handicap care au domiciliul sau reședința municipiului roman și realizează venituri nete ce nu depășesc 750 de lei pe lună pe membru de familie. Tichetele sociale au anul acesta o valoare de 50 de lei și sunt destinate pentru achiziționarea de alimente de bază și medicamente. Momentan este valabil până la 31 decembrie 2016, ulterior, cel mai probabil spre sfârșitul anului, când vom tipări noile etichete, vor fi cu valabilitate până la sfârșitul anului viitor. În situația în care un potențial beneficiar trece la cele veșnice înainte de data distribuirii tichetelor sociale, aceste tichete nu mai pot fi ridicate de către moștenitori. Neridicarea tichetelor sociale în termen de 30 de zile de la data începerii distribuirii duce la anularea acestui drept.